Bună dimineața! Mâine se face un an de zile de când Klaus Iohannis a adus PSD la guvernare și a nășit acest mariaj sinistru între Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Iar rezultatele sunt cumplite pentru țara noastră. Din cauza acestei guvernări PSD-PNL, românii trăiesc astăzi mai rău decât în urmă cu un an. Peste 85% din români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Pentru ei avem astăzi un panou pe care proiectăm mesajele trimise. Puteți trimite guvernului un mesaj prin SMS la 1769. Mesajele dumneavoastră pentru guvernul României vor fi proiectate aici, în Piața Victoriei, unde în clădirea din spatele meu se guvernează prost. USR a realizat un bilanț al acestui prim an de guvernare și avem aici cartea neagră a guvernării PSD-PNL. Veți găsi aici analize pentru fiecare minister în parte, statistici, cifre oficiale, o analiză acestui prim an de guvernare dezastros. Pe scurt, un an de guvernare PSD-PNL a însemnat scumpiri record, plagiate și proiecte ratate. Și n-avea cum să fie altfel decât proastă această guvernare, pentru că cei care au intrat în această clădire acum un an au intrat cu un singur scop: să le fie mai bine lor și clientelei de partid pe care o au. Miniștrii din acest guvern, secretarii de stat, subsecretarii de stat, toți funcționarii publici, toate funcțiile pe care le-au ocupat în ministere, preocuparea lor este cum să hrănească o imensă clientelă de partid. În timpul acesta, românii au suferit cele mai mari scumpiri din ultimii 19 ani. Este cea mai mare inflație din 2003 încoace. Curentul, gazele, motorina, pâinea, încălzirea, pe absolut peste tot se văd aceste scumpiri și ratele la bănci au crescut de aproape 4 ori în ultimul an. Impactul pe care l-au aceste scumpiri în viața oamenilor este unul devastator. Iar guvernul PSD-PNL nu a făcut nimic, nu a luat măsurile corecte pentru a proteja populația. În aceste vremuri trebuia închis deficitul bugetar cât mai jos, guvernul trebuia să-și reducă cheltuielile inutile, astfel încât politica fiscală să susțină politica monetară și inflația să fie ținută sub control și adusă în limite normale. Vă dau un singur exemplu. La începutul acestei săptămâni, Ciolacu și Ciucă au luat până la urmă, după 6 luni de zile, o decizie privind pensiile. Dar decizia lor nu acoperă nici măcar inflația, astfel încât pensiile au scăzut în mod real, au scăzut cu 15% și chiar și după ce decizia se va pune în aplicare, va rămâne o scădere de 3% față de acum un an. Puteau să crească pensiile până la 27%. Am făcut un calcul, punctul de pensie putea merge până la 2100 de lei și se încadrau încă în acea limită din PNRR de care tot vorbesc. Sunt departe, este la 1700 de lei punctul de pensie va fi prin creșterea pe care au anunțat-o. Este o minciună că îi constrânge PNRR-ul, de fapt își bat joc de oameni și țin banii pentru pensiile speciale. Vă reamintesc că pensia specială este în medie de 8 ori mai mare decât pensia normală, iar de la 1 ianuarie vor intra în plată 10.000 de noi pensii speciale, dragi români, pentru primari, pentru clientela de partid a PSD și PNL. În același timp, proiectele USR pentru abrogarea acestor pensii pentru primari și a pensiilor pentru parlamentari sunt ținute blocate în Parlament, pentru că, dincolo de gargara politică, Ciolacu și Ciucă vor să mențină aceste pensii speciale. Pe energie este un dezastru. Sunt români care au ajuns să plătească facturi de 4 ori mai mari, sunt firme care au fost băgate în faliment, au dat în ultimul an 4 ordonanțe de urgență sau legi pe aceeași materie. De fiecare dată
au greșit. Chiar și în ultima lege care a trecut ieri prin Parlament se menține o nedreptate pentru o parte din consumatori care acum n-au niciun fel de plafon, plătesc la acel preț umflat. De fapt, ei plătesc și pentru ceilalți care au prețul plafonat. Pentru consumatorii casnici care au avut peste 300 de kWh în 2021, plafonul este la 1,3 lei de la 1 ianuarie, în timp ce pentru firme este la 1 leu. Ieri, în Parlamentul României, m-a oprit o angajată a Parlamentului care mi-a spus că locuiește într-o curte unde sunt 3 familii. N-am să-i dau numele, că probabil ar fi represalii din partea celor care conduc Camera Deputaților. Sunt 3 familii pe un singur contor. Prin urmare, nu se încadrează în acel 300 de kWh și plătesc în momentul de față neplafonat. Au ajuns să aibă facturi de 4-5 ori mai mari decât în urmă cu un an. I-am avertizat despre asta, am depus amendamente, dar nu le-a păsat. În același timp, fiind făcută greșit această schemă de plafonare de la început, datoriile sunt imense. O estimare oficială era de 40 de miliarde de lei în această vară, datorii care se adaugă la un deficit bugetar și așa enorm, care va depăși ceea ce este în proiectul bugetului de stat pe 2022. Am văzut cum cifrele sunt măsluite la ordinul domnului Ciucă, se prezintă creștere economice false, care apoi sunt corectate fără explicații. Aceasta este guvernarea PSD și PNL, ne îngroapă în scumpiri și în datorii și ne amanetează viitorul, pentru că investiții nu fac. Mă uit la transporturi, acolo unde am fost ministru. Avem un ratangiu pe Sorin Grindeanu, drept ministru. Vedeți în continuu cum a ratat una și a ratat alta. A ratat podul de la Brăila, a ratat podurile de pe noile pasaje de pe centura sud, de la Berceni și de la Olteniței. Nu știu dacă reușește un proiect care era la un procent enorm de realizare la Sibiu-Boița să-l deschidă anul acesta. Sunt pe toate proiectele sunt întârzieri, sute de kilometri de autostradă cu contracte reziliate sau blocate. Iar din cauza PSD și PNL este în pericol și PNRR-ul, Planul Național de Redresare și Reziliență, un plan de țară, un plan excelent, așa cum a spus Comisia Europeană, un plan de reforme care sunt în interesul românilor. Reforme pe pensii, reforme administrației publice și de investiții mai ales. Vă dau un exemplu, numai autostrada A7 pe care am reușit cu lupte la Comisia Europeană să o includem este în valoare de 3 miliarde de euro, adică cât a investit România în autostrăzi pe 10 ani înainte. PNRR este astăzi principala sursă de modernizare a țării noastre. 27 de miliarde de euro pentru școli, spitale, digitalizare și, cum spuneam, autostrăzi. Iar din cauza ritmului foarte lent în care funcționează implementarea proiectului, suntem în pericol să ratăm această șansă de dezvoltare. Am fost recent la Bruxelles și oficialii Comisiei Europene nu înțeleg de ce acest guvern nu se apucă de treabă. Le spun încă o dată, în numele românilor care trimit mesaje acolo, Ciolacu, Ciucă, apucați-vă naibii odată de treabă, aveți 27 de miliarde, încetați circul. Nu e de mirare că am ajuns în situația asta. Uitați-vă la oamenii pe care i-au pus Iohannis, Ciolacu și Ciucă în guvern. În mai puțin de un an, 4 miniștri au plecat rușinoși din guvern cu acuzații de plagiat, de abuz în serviciu, de incompetență. Florin Roma la cercetare, Sorin Câmpeanu, Vasile Dâncu, Adrian Chesnoiu, toți au plecat cu tinichele de coadă și nu sunt singuri. Premierul Ciucă are o acuzație gravă de plagiat, a organizat un compromat la adresa jurnalistei care a dezvăluit plagiatul și și-a aranjat dosarul prin metoda copertă. O ingerință în justiție nemaivăzută care acum este investigată de procurori. Lucian Bode a aranjat licitații, a dat BMW-uri cu dedicație pentru prietenul președintelui și a plagiat o teză care nu era bună nici de referat de anul întâi. Astăzi au ieșit din nou în presă, aceea jurnalistă curajoasă a arătat cum un procent enorm din lucrare este copiat și plagiat și așteptăm ca cei care vor să mai aibă un pic de obraz în această lume academică, Universitatea Babeș-Bolyai, oamenii care muncesc de acolo ar trebui să și care știu ce înseamnă integritatea academică, ce înseamnă cercetare pe bune, ar trebui să ia atitudine împotriva felului cum se acordă un doctorat pe o maculatură copiată. Angel Tâlvăr, era să-l uit, ministrul apărării iarăși cu acuzații grave de plagiat.
cu astfel de oameni în guvern, cărora nu le pasă decât de clientela de partid, România va continua să supere, să sufere. Și vreau să vă spun foarte clar că suntem în ceasul al 12-lea. Sunt semne foarte îngrijorătoare în ceea ce privește economia României. Ceea ce ne anunță generalul Ciucă că comandă, ordonă creșterii economice să fie pozitivă, cifrele sunt falsificate, sunt lucruri extraordinar de grave, pentru că de fapt suntem într-o situație fragilă, economia frânează, a mai mers din inerție în anul acesta în ciuda acestui guvern și este un pericol enorm de criză economică gravă în 2023 și 2024. Le cerem să lase preocuparea doar pentru clientela de partid, scandalurile și orgolile. Numai asta vedem în presă după ce Klaus Iohannis a promis o guvernare de 70% stabilă. S-au certat pe pensii, pe energie, pe taxele pentru contractele part-time. Apropo, USR a atacat ieri la Curtea Constituțională această supraimpozitare a contractelor part-time. Este fără precedent ca un partid pretins liberal, un partid unde L-ul vine de la laș, nu de la liberal, PNL-ul, să voteze ca oamenii să plătească contribuții din venituri neîncasate. Există un principiu pe care este fondat orice stat, de la medieval la modern, că plătești taxe, pe vremuri erau biruri, din ceva ce ai muncit. N-ai cum să plătești pe ce n-ai muncit. Este de mult timp să oprească acest dezmăț din bani publici, miile de angajări pentru clientela de partid și să taie pensiile speciale și privilegiile politicienilor, să reducă taxele pe muncă astfel încât să rămână oamenilor mai mulți bani în mână și să dea afară din guvern miniștri corupți și incompetenți și să aducă oameni onești și profesioniști.